Still FM. Ei, și uite, dragi prieteni, uitați că timpul a trecut foarte, foarte repede și l-am ascultat pe Jamiroquai, Little L. Și în direct cu dumneavoastră se află primarul municipiului Călăraș, domnul Marius Dulce, căruia vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a fost corect cu noi. În primul rând, era programat la 16 și ceva această discuție live, dar din cauza problemelor de serviciu nu s-a putut, dar s-a putut acum. Și atunci este foarte, foarte bine că se poate și așa. Mulțumesc de invitație. Bine ați venit, domnule primar. În primul și în primul rând, după ce s-au petrecut atâtea lucruri pozitive prin care județul Călăraș și mai ales municipiul Călăraș a intrat în conul de presă, ca să spun, cu aspecte negative prin această dispută PNL-PSD. Să clarificăm. Da. Negative sau pozitive? Ca să știm negative, sunt negative. Sunt negative pentru că până la urma urmei cetățenii suferă. Iar dumneavoastră sunteți în slujba cetățeanului și așa prin măsurile pe care le-ați luat și care le întreprindeți sunt în slujba cetățeanului. Ce părere aveți despre declarația actualului prefect în exercițiu? Pentru că ați ascultat. Era în prima audiție și, mă rog, cei care au intrat mai târziu pe frecvențele noastre ne regăsesc pe YouTube și pe site-ul nostru stilefmradio.ro și în FM, bineînțeles, 105,5 FM și 88,2 FM. Cum catalogați aceste declarații? Ale... Nu este vorba să cataloghez, este vorba că atunci când este vorba de vieți omenești, nu mai există culoare politică, nu mai există oameni politici, există numai oameni care să facă bine și să intervin. Eu îl știu pe managerul de la spital, este un om cu suflet mare, un om care a demonstrat că poate să facă ceva acolo și a făcut. Iar acum, dacă a venit pandemia și vedem ce se întâmplă datorită faptului că oamenii n-au conștientizat că trebuie să ne vaccinăm ca să ajungem la normalitate, se întâmplă ce se întâmplă, este dureros. Este dureros ce se întâmplă acum pentru că pierdem destul de mulți prieteni și oameni apropiați. Iar atunci când trebuie să iei o decizie, trebuie să iei o decizie rapidă ca să îmbunătățești calitatea vieții. Dacă vorbim de cele 10 paturi care trebuiau... 30. Da, 30. Bine, 10 plus după aceea s-a suplimentat, s-a ajuns la 30. Da? Numărul. Da. Este clar că numai printr-o situație de urgență declarată putea să facă aceste schimburi, având în vedere că contractările care s-au făcut pe paturi, pe tipul de contract pe care l-au cu Casa de Sănătate nu se mai putea face și atunci singura modalitate de a muta dintr-o parte în alta aceste paturi pe situație de urgență numai pentru un act pe care Comitetul Județean de Situații de Urgență trebuia să-l facă și să-l dea. Deci mai mult nu pot să comentez pentru că n-am fost în centrul discuțiilor, da. Dar așa trebuia să se facă, iar timpii care sunt pierduți, dacă s-a luat o decizie mai târziu și nu imediat atunci când a fost ridicată, este vorba că foarte mulți oameni stăteau pe holuri în loc să stea într-un pat. Am înțeles. Deci până la urma urmei nu căutăm vinovați, ci căutăm soluționarea. Deci știi ce se întâmplă? Este bine să găsim soluțiile, să le găsim soluțiile la timp. Pentru că dacă nu avem soluții la timp, vedeți ce se întâmplă. Da? Durerea mare este, chiar azi vorbeam cu primarul de la Urziceni, n-au oxigen suficient. Ce să facem dacă îi ducem în spital și nu avem oxigen? Atunci e o problemă. Și atunci trebuie să găsim soluțiile optime în care acești oameni care n-au înțeles, că am înțeles că majoritatea care au pătimit și pătimesc acum au COVID sunt cei care nu s-au vaccinat, atunci se întâmplă ce se întâmplă în zilele noastre și trăim în zilele noastre și vedem ceea ce se întâmplă. Aș putea să îndrăznesc să vă întreb încotro? Da, lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să ne vaccinăm, pentru că dacă vrem să avem grijă de părinți, de frați, de bunici, de cine vreți dumneavoastră, atunci trebuie să ne vaccinăm, pentru că am văzut că alte țări s-au vaccinat, este o cale spre normalitate și să sperăm că în urma acestor vaccinări o să ajungem la o normalitate. Vedeți că deja ne îndreptăm într-o zonă în care cam toată lumea vrea să închidem barurile, restaurantele, iarăși da, se intrăm termină într-un cu Horeca, lockdown din acesta iar general. Că vrem, că nu vrem, se pare că ne îndreptăm spre acest lockdown. Da, și atunci nu este o situație tocmai bună pentru mulți dintre noi, pentru că
Dacă mai închidem o dată restaurantele, în general, industria Horeca, deja îi punem pe butuci și atunci tragem, nu este oblanele. Ok, pentru că oamenii ăștia au datorii, au bănci, așteaptă o politică adecvată de protecție pentru ceea ce li se întâmplă acum, ceea ce nu se întâmplă la nivel național. Oamenii ăștia au nevoie de protecție. De ce le acordă guvernul? De ce nu încep deja cu plăți compensatorii? Deja nu au o legislație adecvată. Adică spunem tot, închidem. Bă, dar ce face omul ăla? Da, e simplu, da, închidem. Ce face omul ăla? Ce face omul ăla acolo? Da, sau spune, luați măsuri la primărie să nu-i primiți pe cei nevaccinați, stai acolo. Bine, omul ăla cum interacționează cu instituția primăriei? Cum își plătește taxele și impozite dacă nu are voie să... Avem într-adevăr, avem sisteme electronice, dar mamaia de la nu știu unde... Din păcate nu poate să ajungă femeia să plătească, să facă o plată online. Da. Da, pentru că avem programe care sunt, cum avem Avansis online, care poate să intre acolo pe bază, te loghezi pe bază de CNP-ul, intri și vezi tot ce ai, tot istoricul tău fiscal și poți să și plătești în același timp. Vă felicit pentru program. Asta e adevărul, că sunt pasionat de acest lucru. Și atunci lucrează, poți să lucrezi. Dar ce să facă un bătrân de 60, 70, avem cazuri 80 concrete. De ani, 100 avem cazuri de ani, concrete. Nu știu. Da? Cum poate să vină acolo și să... Și vin și ei săraci la ușă și hai să găsim o soluție acolo, pentru că tot greu în această perioadă și a, o să o ducă tot administrația publică. Indiferent ce spun unii sau alții. Dar noi trebuie să avem soluții ca să putem să dezvoltăm și să mergem mai departe cu orașul ăsta. Pentru că dacă noi nu ne ducem cu soluții pe zona asta, chiar pe zona asta care trebuie să implementăm o legislație care, vreau să spun că e neadecvată la momentul ăsta. G0. Da, bine, eu apreciez sinceritatea dumneavoastră, pentru că până la urma urmei asta, bine, nu scuză, așa cum ați spus și dumneavoastră. Noi căutăm soluții, nu scuze, că nu ne interesează. Trebuie să avem soluții optime în care omul ăla când vine acolo vaccinat, nevaccinat, eu trebuie să-i găsesc o soluție la problema lui. Ce fac dacă trebuie să eliberez un certificat de deces și vine aparținătorul și care nu e vaccinat? Nu îi mai dau certificat de deces? Păi nu, îl trimiteți online. Vedeți? Și ca să-l trimiteți online, trebuie să facă cerere, trebuie să... Cine? Cineva trebuie să semneze cererea, dacă nu într-un format digital, dacă nu mă înșel. Și cum semnează? Și tot așa, și cum semnează, și asta înseamnă altceva, și altceva, și altceva, și despre tot așa. Despre ce vorbim? Da, asta vă spuneam. Păi nu, revenim exact la ce a spus mai devreme domnul primar, că nu e posibil, adică măsurile astea impuse de guvern, impuse de... nu pot respecta problemele din teritoriu, ale fiecărei comunități. Cum? Că nu au toți acces. Ei au dat această legislație, a fost făcută fără să consulte niciun fel de primar. Fără să fie adecvată problemelor primăriilor, UAT-urilor în general, fie ele municipale, fie județene, fie comunale. Deci nu au adecvat la nimic. Ei au venit, trebuie să faceți așa. Cum? A, păi bine, de mâine trebuie să implementezi asta. Și vă loviți de cetățenii care sunt nemulțumiți că V-am dat exemplu cu certificatul de deces. Da. Ce fac? Îi spun, du-te repede acasă, intră online, fă o cerere, mai vedem. Fă și o semnătură electronică, mai fă și ceva. Hai să fim serioși. Trebuie să găsim soluții practice care sunt. Asta este viața, astea sunt timpurile și atunci noi trebuie să găsim soluții în care să soluționăm problemele. De fapt, prima soluție este să avem guvern. Ce ziceți? Joi avem șanse să avem guvern? Nu știu, eu ce să zic. Bine, toată lumea speră să avem guvern ca să putem să intrăm în legalitate. Domnule, situația este destul de critică. Este clar că n-au fost în stare să guverneze. Da, eu sunt tare nemulțumit și am mai spus-o și o spun. Nu mă plâng pentru că încerc să mă gestionez cu resursele pe care le-am avut și le-am la primărie. Nu prea ați primit bani. Dar nu este corect. La prima rectificare, onor guvernul ne spune, nu vă dăm bani pe formulă pentru că aveți grad de încasare mare. Adică noi dacă ne-am făcut treaba... Păi da, dar asta ține de manageriat. Noi ne-am făcut treaba... Trebuie să-l primiez pentru chestia asta. Am colectat taxe și impozite, nu ne-au dat nimic. Nu ne-au dat nimic. Nu, dar normal. Așa văd și eu normalitatea. La nivel european, în primul rând. Dacă mi-am făcut treaba și am colectat, nu trebuie să mă premieze, să-mi dea ceva bani. O bonificație. Mulți, pentru că am făcut ca treaba. Ca instituție, nu? Da. Iar la a doua rectificare e și mai frumos. Dacă prima dată mi-a dat ceva pe asistență socială la căminul de bătrâni acolo, acum mi-a dat exact zero. Adică, băi, nu mai aveți nevoie. Și vedeți că totuși am încercat să mișc lucrurile și să le fac.
avem și variantă împreună cu Consiliul Județean, avem și intrare în oraș, în curând o să fie și iluminată. Nu mai vorbesc. Cred Ați că, început multe acțiuni de lăudat. Cred că ajung, o să fac un bilanț la un an de zile, pentru că la sfârșitul lunii se face un an de zile, pentru că în 27 am câștigat alegerile, 27 septembrie, dar am stat în carantină două săptămâni până am preluat tot. Știți ce de ce zâmbesc? Pentru că suntem așa exact în perioada pre-sărbători, bilanțuri. Eu întotdeauna am spus că nu facem așa un interviu pentru bilanțul la un an de zile. Nu, dar o să fac o conferință de presă să vă spun ce s-a întâmplat. Da, ce dar găsit întrebările vin aici, vin la radio aici. Nu am niciun fel de problemă. Ideea e că vedeți că am început foarte multe proiecte pentru că Călărașul a suferit și suferă de infrastructură. Lumea își dorește mobilitate, lumea dorește să avem parcuri, să avem locuri de joacă pentru copii, ceea ce am și făcut, pentru că unde am trecut, am ținut cont de doleanțele fiecăruia și n-am uitat pe nimeni. Da, am terminat două cartiere, vorbesc de cartierul Farfuria, cartierul Ceremac, strada Alea X care nu s-a făcut de 30 de ani, strada Răsăritului, da? Sunt străzi care așteptau de 30 de ani să fie asfaltate și nu s-a întâmplat nimic. S-a putut, pentru că toate aceste investiții le-am făcut cu cei de la Pavaje, Spații Verzi, da, serviciu care aparține primăriei. Da, da, e bine că nu ați externalizat serviciile și asta este un lucru benefic pentru bugetul nostru. Deci am căutat în acest an, prin an de mandat, am căutat să diminuiesc cheltuielile și să fac lucruri serioase cu bani mai puțini. Și eu zic că am reușit. Păi aici ar trebui să știe toți cetățenii acestui oraș că ați încercat să gestionați problemele cu resurse proprii. Exact, exact. Nu și am cu cât mai puțin bani. Deci nu am primit de la guvern. Tot ce am făcut în oraș anul acesta, toate asfaltările care le-am făcut, le-am făcut numai din bugetul propriu. E important de știut acest aspect pentru că... Și vă spun de ce. Pentru că am pregătit proiectele europene care au fost lăsate în urmă decât niște documente semnate și după aceea a trebuit să le reașezăm, să le reactualizăm. Pentru că mereu ați fost acuzat că doar ați primit dumneavoastră și nu ați făcut... Eu am mai spus-o și o spun. Ușor să faci un copil, dar e mai greu să-l crești. Să-l crești, da. Și să le duci. Da, și atunci ce facem noi? Vedeți că anul acesta a fost un an cu probleme. A trebuit să reactualizăm toate proiectele, pentru că... Este. Și încă este. Și este, pentru că ați văzut că au fost creșteri. Abia începutul deci pentru iarna. Au fost creșteri la prețurile la materiale. Da. Da? Și atunci, la toate proiectele pe care le avem, trebuie să venim cu bani din bugetul propriu. Rectificări. Da, și dacă am un buget pe proiecte europene și le semnez pe toate și le duc la împlinire pe toate, gândiți-vă că dacă s-a mărit prețul la materiale, gândiți-vă trebuie că să ne refaceți. Ducem cu 12-13% care s-ar putea, în mod sigur și cert, să-l susțin în bugetul propriu. Păi de asta zic, deci trebuie să refaceți tot materialul, toată lucrarea. Ați fost frecvent acuzat că dumneavoastră v-ați asumat multe lucrări, acestea terminându-se în timpul mandatului dumneavoastră, dar fiind începute din vechiul mandat Măi, oamenii ăștia au uitat un sigur lucru. Când vin și s-a fac terminat campanie. Nu e adevărat, nu. Oamenii ăștia au uitat un sigur lucru. Proiectele astea au început în anul, deci după ce am câștigat mandatul pe USL în 2012-2016. Da. Când eu eram calitate de viceprimar și mă ocupam în direcția tehnică cu dezvoltarea. Deci aveați cunoștință despre situația lor. Proiectele pe care le punem astăzi în practică, de fapt de la anul, majoritatea lor de la anul vor începe, au fost început să fie concepute pe acea perioadă, când eu eram viceprimar. Și ce au mai uitat ei este că eu, Dulce, ca și consilier în 2016-2020, am ridicat mâna pentru aceste proiecte. Deci am susținut toate proiectele. Nu poți să spui că sunt proiecte PNL-ului, că le-a făcut PNL-ul. Și până la urmă, chiar dacă le făceam. Nu au dreptul și cetățenii din Călăraș să le faci. Cine le-a făcut, cine le-a făcut. Stai să vedem cum le punem în operă. Da, pentru că le-au întârziat așa de mult, încât eu sunt obligat să le termin până în 2023 decembrie. Că dacă nu le terminăm până în 2023 decembrie, devine eligibile și trebuie să le plătim. Și mai aveți și corecții de făcut, dacă stăm să ne gândim. Nu că avem corecții, avem foarte mulți bani care trebuie să punem pe lucrări neeligibile datorită faptului că
au lăsat lucruri neterminate, să le spun așa, și nu mai vreau să fac acuze, pentru da, că am înțeles, acuzele, avem exemple, nu-i problemă, acuzele, da, acuzele se duc în altă zonă și nu vreau. Da, da, da. De vină este cel ce nu mai e. Și atunci nu are rost să facem aceste discuții. Ați văzut peste drumul aici de radio, ați văzut când am făcut recepția acestui da, am fost prezent, bulevard. Da, știu. Da, știu după, și problemele întâmpinate și încă, da, după, încă, după încă, un încă an de zile și tot le-am cerut la corecții care a trebuit să le facă constructorul, merge mai departe. Da, este proiectul de stradă București, care va începe la anul. Deja suntem licitat, începem la faza de proiectare, deja știm ce avem de făcut, dar surpriză. Tronsonul de trotuar de la Titulescu până la Cuza Vodă nu este prins în proiect. Adică a fost omis în trecut acest aspect. Nu mai vreau să spun. Păi nu, că sunt alte costuri. Înțelege fiecare. Da. Se majorează costurile. Se măresc costurile. Și atunci, nu știu de ce nu l-au prins. Nu știu de ce nu l-au prins. Dar trebuie făcut și tronsonul ăsta. Trebuie făcut. Bine, trebuie făcut, că lumea nu percepe faptul că s-a făcut până acolo și 20 de metri, 30 de metri. Trebuie să găsim soluții de finanțare. Gândiți-vă că la pietonalul din centru nu... Am depus din buget ca și cheltuială neeligibilă peste 1200 de metri pătrați de pavaj sau să găsesc o soluție alternativă, pentru că trotuarul de gardă de la blocurile din centru, care este pe pietonal, pe pietonal, nu a fost prins în proiect. Nu au putut să prindă în proiect. Și atunci trebuie să-l susțin din banii proprii. Și sunt multe altfel, 1200 de metri acolo. Bun, și acum, întrebarea care se impune. Susțineți dumneavoastră, da, din buget propriu. Da. Păi, bun, gradul de colectare e satisfăcător. Nu putem să spunem că niciodată nu o să fim cu un grad prea, de colectare chiar prea corect. Bun, așa cum... Nu, sunt convins. Lăsați deci că am avut peste 86%. 86%, deci nu este. Este satisfăcător, eu am zis eu foarte bine. Dar sunt foarte multe cheltuieli și tot felul de lucrări anexe ale lucrărilor care trebuiau finalizate. De ce nu ați primit bani la aceste rectificări? Păi nu știu, când a venit cineva de la PNL să-i întrebați. Probabil noi v-am întrebat că deci probabil, că... probabil că v-am spus la prima rectificare, mi s-a spus că pe formulă, având un grad de colectare destul de mare, nu mi-au dat decât 300 de lei pentru... Păi e cel mai mic oraș din județul Călăraș. Pentru Antimivireanul, da, și cred că 1 milion de lei pe cote de falcate. Cam atât s-a primit. Da, dar de la rectificarea guvernul ăsta de la Consiliul Județean, dacă raportăm un pic așa, păi, asta e important. La rectificarea... Care a fost procentajul? Deci, păi cei 6% așa, care trebuia să iau, da, aveam 2.200.000, dacă nu. Dar dacă mergem în ritmul ăsta, pentru că prefectura a atacat acea hotărâre de Consiliu, da, cred că o să... Am uitat să întreb astăzi. Cred că o să pierdem banii, pentru că dacă stăm în litigiu așa, atunci s-a închis discuția. Și dacă până în decembrie, cred că până în 6-7 decembrie, dacă nu se rezolvă problema, merg banii de unde au venit. Așa că pierde, adică pierde dăm, tot cetățeanul. Adică oricum dăm cadouri din buzunarul nostru. Deci pierde tot cetățeanul din Călăraș. Așa ca că de obicei. Asta este cu onor PNL-ul, asta e cu onor oamenii care doresc dezvoltarea orașului. Și a județului. Și a județului. Da, eu mă refer în general la municipiu, pentru că stai. Vreau să vă întreb un lucru, este extrem de important, pentru că de-a lungul timpului, cel puțin anul acesta, fluidizarea traficului este foarte, foarte importantă, mai ales Andy, care se ocupă și are un grup de infotrafic. Da. Dar este foarte, foarte importantă fluidizarea acestui trafic. Adică 20-30 de kilometri la oră mi se pare foarte, foarte puțin pentru un municipiu, reședință de județ. Nu e adevărat, este suficient. Pentru că dacă mergeți peste tot afară, tot așa se întâmplă. 20-30 de kilometri la oră? Da, 30 de kilometri la oră avem, cum n-avem. Dar vreți să vă spun care e paradoxul? Cred că am asfaltat undeva, n-am făcut o socoteală, dar sigur sunt peste 14 kilometri de șosea care le-am asfaltat. Da, și cred că cu trotuarele și cu tot ce, cred că mergem undeva la 20 de kilometri anul ăsta. La statistică o să vă spun atunci. Când estimați... Dar, ascultați-mă, vă rog, nu, ca să-mi termin ideea. Dar paradoxul este că cetățenii n-au înțeles că chiar dacă am reabilitat aceste șosele, nu trebuie să alergăm cu
70-80%. Și nu trebuie să parcăm total aiurea, pentru că aveți câteva artere principale care sunt obstrucționate de parcările ilegale. Chiar dacă e o sens pe două benzi, una, o bandă este parcată. Sunt de acord, dar și eu trăiesc tot în orașul ăsta și nu surse sunt chiar, alternative, nu sunt, parcări. Nu sunt chiar așa de incisiv cu parcările astea, pentru că știm că sunt prea puține parcări. Drept urmare, dacă anul ăsta prioritatea a fost să fluidizez traficul pe stânga și pe dreapta Bucureștiului, da, pentru că la anul ne apucăm de București și atunci am gândit această și mobilitate. Mai avem o aici, am gândit acea. Ascultați-mă, da? Vă spun și de asta. Da, să mobilizez această mișcare de automobile, da, pe stânga și pe dreapta, ca să nu avem treabă cu Bucureștiul când îl blocăm. Da. La anul mă preocup ca să nu deranjez orașul, să mai fărâm alte străzi, da, pentru că voi merge în continuare la anul, că am terminat Plevna și merg cu Rahova. Dar vreau să mai las un pic cu aceste șosele și o să mă acces foarte mult pe locuri de joacă pentru copii, noi locuri de joacă pentru și parcări. Chiar acum sunt în lucru, am o parcare între Macului și Mușețelului, cred că undeva la 120-130 de locuri de parcare. Vă referiți la cele rezidențiale, pentru care cetățenii pot... Exact. Da? Mai departe, mă gândesc la Plevna, ca să pot să fac un sens unic, ca să putem să fluidizăm traficul, iar tot așa vreau să am o discuție pe siguranța circulației, să vedem dacă ne permite să concesionăm și pe carosabil, ca să putem să ne mișcăm mai repede, adică să creăm aceste locuri de parcare, pentru că sunt deficitare. Dar cu siguranță la anul voi crea foarte multe locuri de parcare rezidențiale. Da, asta sau este de... un lucru îmbucurător, mai ales că pe toți ne afectează. Sau de domiciliu, da. O altă întrebare pe care o avem și ne frământă de ceva vreme. Apropo de siguranța traficului, știu că nu ține neapărat de primărie, dar e bine de știut. Ce se întâmplă cu așa zisul sens giratoriu, care nu este giratoriu, cel de la intrare în oraș? Păi nu, ăla e simplu, l-am bugetat, deja am făcut evaluările respective, da? Pe strada Sloboziei și de la ne apucăm de el să-l construim așa cum trebuie, pentru că a fost în perioada în care a fost de probă. Nu, domnul primar, nu ne referim la cel creat din balize, da, care are titlu temporar, să zic așa, nu la cel de pe Sloboziei, cel de la intrare în oraș, da, nici eu nu v-am specificat, cel de la Tenaris. Păi nu este sens. Păi nu este sens giratoriu. Păi și cine v-a spus că e sens giratoriu? Nu este sens giratoriu, dar ar putea să devină foarte bine, astfel încât să nu nu mai creeze. Deci noua configurație care va fi pe București, am luat în calcul și acolo să creăm acest sens giratoriu, să vedem cum e, cum modernizăm zona, pentru că vom începe de la Tenaris până la Model. Și atunci trebuie să facem toată această zonă. Ba mai mult, am gândit și un sens giratoriu chiar la intrare, la piscicola acolo. Dar anul acesta, dacă stăteam să iau aprobările respective de la CNAIR, pentru că, așa cum știți, DN-ul nu este al nostru și trebuia să iau toate avizele de la CNAIR, nu mai terminam acolo. Și am preferat să facem această lucrare, ca intrarea în oraș să fie așa cum trebuie ca o intrare, iar de la anul să începem să facem diligențele împreună cu CNAIR-ul, ca să putem să facem un sens giratoriu, dar acolo mai avem niște probleme tehnice. Din măsurători trebuie să mai expropiem ceva teren de la vecin de acolo sau să-l cumpărăm, să vedem care e modalitatea. Vă referiți la drumul Siderca, care este sigur, la intrare, da? La intrare, chiar la piscicula ne trebuie și acolo un sens giratoriu, ca să poți să te duci ușor pe variantă, da, spre Chiciu, și poți să intre un tir ușor și în Călăraș. Sunt foarte multe voci care solicită un sens giratoriu, așa cum l-ați făcut pe cel din zona la agricol, Acolo întotdeauna fiind punct de reper, să zic, deci am făcut, pentru cei care se deplasează, mai ales dimineața, seara. Deci m-am pus de acord cu domnul Vici pentru sensul giratoriu de la 5 Călăraș, care ați văzut că e de probă și am văzut că e funcțional și merge. S-a fluidizat zona acolo. Și mai departe, împreună, ne-am gândit să-l facem și pe cel de la
cel de la Agricol, pentru că tot a fluidizat zona, pentru că e foarte bine. Și atunci, dacă e ceva funcțional, de ce să nu facem? Pentru că nu e un capăt de țară să creăm aceste. Perfect. Ba mai mult am luat în calcul și pe Bulevardul Republicii să lățim un pic banda, pentru că mai avem 1,20 m sau 1,5 m în zona Farfuriei Agneza. Da. Și acolo, da. Ca să facem, să facem o bandă de înainte și la stânga și o bandă numai înainte ca să fluidizăm zona. O altă zonă cu probleme ar fi aceea. Da, da. Și atunci putem să facem. Cred că e cea mai bună alternativă la semaforizare, pentru că până la urmă păi nu avem, nu ne permite să facem semaforizare, că e foarte aglomerat acolo și nici nu este rentabil semaforizare. Nu, dar nu poți, nu poți să faci. Am făcut studii pe siguranța circulației, cred că de când eram vice să punem acolo și ne-a cam dat cu virgulă tot timpul. Nu rezolvă problema. Și atunci cea mai bună variantă care am văzut de la momentul ăsta, când am văzut că am o bucată de teren acolo, e să lățesc acea intersecție care să mai facă o bandă pentru a merge înainte. Domnul Berman, ați fost, ați fost în municipiu zilele trecute și v-ați întâlnit cu cetățenii referitor la zona aceasta lipsită de canalizare și care este inundabilă în permanență. Care zonă? Că avem mai multe. Eu am spus una dintre ele, dacă cetățenii care ne ascultă cu siguranță știu că e vorba de dânsii. De ce ascultați? Da. Deci, ideea este clară. Hai să începem. Nu las pe nimeni în urmă și nu uit pe nimeni și pe unde am plecat. Drept urmare, tot ce am făcut anul ăsta, am ținut cont de doleanțele cetățenilor și unde am putut să intervin. Deci, în cartierul Cerema mai am o stradă, Avram Iancu, care trebuie să mă duc la... Am făcut adrese iar la Ministerul Transporturilor, în speță la CFR, să-mi dea aviz să pot să fac o canalizare acolo, să pot să asfaltez și strada aia după ce fac canalizarea. Doi la mână. Cartierul Măguren. În cartierul Măguren, dacă vă duceți aminte, în campanie un an de zile, s-a întârziat canalizarea cu un an de zile. Aveam 20 de metri. Făcuți acolo, 100 de metri, nu știu ce era. Erau începute. Erau ceva, de un an de zile. Am promis cetățenilor că până în luna iulie termin acea canalizare. N-am putut pentru că, cum știți, toată lumea au crescut prețurile. Și atunci am înțeles. Și atunci s-au blocat contractele. Dar cetățeanul nu mai are răbdare să adă, pentru că e disconfort când sapi până alea, se creează noroi, disconfort, nu poate să parcheze mașina, intră cu noroi în casă. Nu. Dar mai cer răgaz. Acum mi-am asumat și înjurăturile oamenilor de acolo. Ei, lăsați că nu sunt chiar așa... Nu contează. Nu contează. Și eu dacă eram eram deranjat de acolo. Încerc să rezolv problemele de acolo. Iar de la anul mă apuc și de Măgureni. Mai mult... Adică sunt două, trei luni. Deci mai mult... Să zicem până să încep. Mai mult. N-am uitat nici de Mircea Vodă. Că aici e problema aia mare care... doare, da, cartierul care... Da? Nici de Mircea Vodă n-am uitat. Drept urmare, anul acesta am de gând așa, să fac două licitații cu clauză suspensivă, una pentru Măgureni și una pentru Mircea Vodă, pregătesc licitațiile, am un câștigător și în momentul în care am finanțare, deja am dat drum. Eu sper că am depus la PNI acum, Programul Național de Investiții Angel Saligny, da, am depus... Credeți că se va materializa... Eu sunt foarte încrezător, dacă nu... Știți că sunt voci pro și contra, mai mult contra din ultima perioadă. De ce? Să nu ne dea sau ce? Păi da, pentru că... Na. Să nu ne dea este nouă o chestie pur electorală. Nu, în general. Nu, domnule, deci toată lumea electorală. Știe. Deci, își dorește toată lumea, dar... Deci pe PNI, da, municipiile, de ce știu și ce s-a spus, da, au deja alocare de peste 43 de milioane de lei. Și ceea ce am depus eu, mă încadrez în acești bani. Pentru că vreau să vă spun ceva, toată lumea, și fac o paranteză, toată lumea m-a judecat de Humble. Humble nu l-am dus și eu la groapă. L-au dus tot ei la groapă. Pentru că au lăsat 30 de miliarde vechi, 3 milioane de datorii. Eu nu mai puteam să finanțez ceva ce nu-mi dădea voie lege. De asta s-a ajuns. Și acum dacă fac un remember așa, vă spun cât s-a cheltuit și ce se putea realiza, dacă tot am ajuns să facem un bilanț. Da. Deci în 2016-2020, cu documente din contabilitate, pentru Hambal și Fusal s-au cheltuit la Călăraș 256 de miliarde de lei.
ori fi puține sau ori fi multe. Este multe. A, și să vă spun și ce să vă spun și ce se putea face cu aceste 256 de miliarde de lei. Se asfalta și Măgureniu și Mircea Vodă. Cu tot cu sistem de canalizare și deci, cu tot ce trebuie. Deci Mircea Vodă, cu tot cu documente evaluate și depuse la CNI, erau 120 de miliarde. Să terminăm asfaltarea Mircea Vodă. Măgureniu nu putea să coste tot ca și Mircea Vodă, că e mai mic. Mai mic, da. Da? Și atunci aveau și canalizare și aveau și bandă asta. Nu știu dacă Călărașul își permite să țină să arunce 75 de miliarde în fiecare an pe sport. Păi nu zic să nu avem sport. Nu niciun municipiu în primul rând, nu, și nici o comună. Și am găsit salarii, 90% din cazuri, care aveau peste 5.000 de euro. Da, aici era clar o problemă. Deci este, acum eu este, nu încă că nu-i soluționată. Deci eu nu a rămas datoriile. Deci ascultă, nu judec, nu judec. Eu vă spun ce se putea face. Da? Eu cu 75 de miliarde care erau alocați la HAL, vă spun că am făcut străzile astea, am făcut intrarea în oraș, am făcut varianta și doar am terminat bani. Da, deci se sifonau banii, că ăsta e adevărul, ăsta e termenul nu știu, adecvat. Nu știu, da, eu vă spun decât atât, faceți socoteala și v-am spus ce se putea face cu banii ăștia în 4 ani. Da, într-un mandat, și până la urmă urmei cu un rezultat vă, clar. Deci o să vă vizibil. Demonstrez, și o să vă demonstrez că știu administrație și știu ce trebuie să facem pentru Călăraș. Da, spuneți-mi cum vă înțelegeți cu actualii viceprimari. Da, foarte bine. Am cu lucrare. Tot dumneavoastră centrați? Păi cum să centrez, că nu spuneți? Păi da, tot dumneavoastră sunteți cel care ia inițiativele? Păi da, ești primar. Păi dân și viceprimarii ce atribuții dân au? Dânsii sunt în subordinea mea. Adică știți unde, unde bat eu. Dânsii au atribuții clare și le-am delegat în răspunderi. Când intrăm și noi în posesia atribuțiunilor? Dacă îmi faceți o adresă și mâine, n-am nicio problemă. Ok, mâine vă adresez. Și vă dau exact ca să știți, ca să nu da, spun ca să știm cine exact, s-o da, ocupă da, și... Pentru că nu poate un primar deci, cu toate, deci toate... Nu le-am delegat pentru că eu nu, dar inițiativa eu am. E clar că de asta sunt la primărie. Adică mi-asum și bune și rele. Păi da. Păi așa aș vrea și eu să fiu viceprimar. Știți cum e? Pentru că dacă am un primar care centrează, dacă care e jucător, un primar jucător care centrează... Nu, nu e chiar așa. Mai candidați, că... mai candidați o tură. E, mai candidez, cu siguranță voi mai candida. Știți cum e? Pentru că... Da, abia te-ai învățat. Abia m-am învățat, dar nu, până la urmă am... Rezultatul a fost bun pentru cineva care a intrat prima dată în Florin, în ai încercat politică. Atunci să-ți dovedești niște lucruri. Am vrut să mă conving eu. Da, da, a și fost ok. Nu a fost rău. Și știți și dumneavoastră că da, a fost ok. Da, așa este în viață. Dacă da. Nu riști, de undeva nu câștigi. Trebuie să începi. Trebuie da. Să începi. Da. Și, na, probabil... Ce mie îmi dau șanse, ce spuneam? Nu, nu. A, da, și bine. Atunci? Bine. Sunt multe, multe lucruri care sunt spuse nu. Sau nespuse, dar, în orice caz, lumea știe să aprecieze și știe să voteze. Când își dorește o echipă cu adevărat competitivă. Eu am spus, sunt în Călăraș, nu fac naveta în altă parte și vreau să fac și trăim ceva, aici. Și vreau să fac ceva pentru orașul ăsta. Nu-mi plec sufletul de scaunul ăsta pentru că nu am de ce... Dar vreau să fac pentru Călăraș. Și împreună cu echipa care o am, împreună cu echipa care o am, avem și la Consiliul Județean. Da? Împreună construim Călărașul. Și o să arătăm că putem să construim la Călăraș și pe bani mai puțin. Păi da, ăsta cred că e cel mai important aspect. Eu am mai spus-o și o repet chiar acum, avându-vă și pe dumneavoastră ca invitat. E bine că Consiliul Județean Călăraș și Primăria Municipiului Călăraș conlucrează atât de bine și sunt într-o armonie în ceea ce privește dezvoltarea urbei noastre, pentru că ăsta e cel mai important aspect. Dacă reușim și cu prefectura, atunci chiar că... Da, eu cred că și prefectura o să se implice. E bine să lăsăm animozitățile nu, și toate... Acum nu vreau să fiu răutăcios, dar eu n-am nicio problemă cu prefectura. Dacă vă referiți la bătălia administrativă, cine să facă, acum e prefectura, acum e palatul da, și asta, da. Atunci e o problemă, pentru că iar e o problemă a urbei noastre și care ar trebui, din punctul meu de vedere, să uităm de politică în perioada asta, că avem timp, când cu un an de zile înainte, avem timp de politică și să scoatem tot ce vrem să scoatem pe piață. Dar acum ar trebui să lăsăm, pentru că Consiliul Județean are deja licitație făcută,
pe clădirea Palatului Administrativ, unde este și prefectura, și acum s-a trezit cei de la PNL să blocheze proiectul la CNI ca să nu le dea finanțare, să nu poată să facă, că las că facem noi. Nu este corect pentru cetățeni. Eu asta am spus. Chiar dacă sunt primar PSD, cetățenii nu trebuie să sufere că să nu dea bani, să nu construiesc aia, să nu facă aia. Da, da, trăim vremuri în care trebuie să ne dăm mână cu mână și păi să nu, trecem, să cred depășim. Cred că ce încearcă domnul primar să spună e că e bine să încercăm să nu ne mai spălăm rufele în public și să încercăm să conlucrăm noi ca... Ca cetățenii urbei noastre, da, că de asta ne trăim aici. Hai să facem ceva pentru ei. Să fim o comunitate bine dezvoltată. Adică, da, nu cred că... Și exact ce ați spus dumneavoastră mai devreme, suntem în plină pandemie. Și cred că sănătatea ar trebui să primeze și interesul cetățeanului. Așa că... Deci eu am spus că politica s-a terminat după ce s-au făcut alegeri. Cine a câștigat, a câștigat. Acum, cine mai vrea să câștige în viitor, trebuie să fie adaptat la cerințele cetățenilor. Pentru că cetățenii noștri trebuie să simtă că au administrație aproape de ei, au o administrație în care găsesc soluții la problemele lor, nu o administrație în care se bat între ei, să rupă și să nu facă nimeni nimic pentru ei. Da? Drept urmare, toate forțele politice. Eu le-am spus de fiecare dată, gata, a terminat campania. Dar nu vedeți că nu cine sunt a luat, dispuși cine, să domnule, cine a luat, să a luat. Domnule, cine a luat, a luat. Am câștigat președinția Consiliului Județean, am câștigat primăria Călăraș. Păi mai fraților, veniți și spuneți ce doriți pentru cetățeni să facem și nu să fim de să ne punem de acurmeniciu că nu vrem pentru cetățeni să constă. Să vină să spună vreau și eu să asfaltăm strada nu știu care și să găsească forma financiară și eu să spun, să fiu nebun, să spun domne, nu vreau că a venit de la tine. Nu, nu, frate, vină și spune. Vină și spune și aici să mergem mai departe pentru că nu facem nimic decât pentru cetățeni. Interesul este al cetățenului. Și de la PNL și cel care a votat PSD-ul. Da, asta este o gândire sănătoasă și nouă, ca cetățeni ne-ar plăcea să fie dusă până la capăt din ambele tabere. Ei, știi, îi ține un pic și de maturitate politică, aș putea spune. Da. Pentru că până la urma urmei ați văzut cum sunt abordate anumite probleme. Cred că în primul rând... Cu un pic de golănie, cu un pic de aspect din ăsta în care te invit să ieși ca băieții în stradă, să ne reglăm conturile politice. Și știți la ce mă refer, pentru că... Dar nu vreau să intru în detalii. Da. Cert este că nu face onoare unui partid să ai un exponent, un om care apelează la astfel de metode. Asta e. Asta e o părere a mea, mi-o asum. Poate sunt sportivi. Păi bun, și asta, dar și asta ați văzut că păi și, nu, dar și se poate regla în ring. Și în jurnalism s-au petrecut lucruri similare, dar s-au reglat în ring. Și atunci, până la urmă, asta este cu strângere de mână, asta e. Păi da, nu-i frumos în ring. S-au eliberat hormonii și gata, s-a terminat. Dacă toți suntem sportivi, nu mergem în ring, mergi. Da. Dar de ce trebuie duse toate lucrurile astea într-o latură personală? Trebuie privite pentru ca atare și lăsate, nu știu, nu Andy, trebuie luat personal. Să nu uităm, doamnele își reglează conturile altfel. Bărbații, prin natura lor, tind către acest instinct violent. Da. Chiar dacă... Da, eu nu sunt de acord cu voi. Păi nu trebuie să fiți de acord cu noi. Nu vă puneți așa că un aspect violent. Dar ce mă, nu mai suntem și noi oameni politici, că așa vrem. Păi da. Păi și dacă vedeți suntem, și noastră ce se întâmplă în Parlament. Ascultă, și dacă suntem oameni politici, nu ne asumăm și alea care sunt mai negative, așa? Și alea mai rele. Mai rele. Păi mai acum grele. Gata. Exact, acum, exact ce discutam. Acum ce vrem să... Suntem smardoi, mergem pe stradă, ne dezvoltăm. Păi ați văzut și noastră cum se apelează în Parlament. Nu. Bă, cu tare, ho, te ai filmez, altă, hau. Ai altă cu bă și te filmez. Asta vede lumea, asta percepe. Nu, asta nu. Este un om dedicat, dar asta trebuie un om să faceți, uite, presa să facă o propunere, politicienii care sunt mai smardoi, faceți un ring, îi băgăm acolo, se eliberează, care scapă, care nu, și atunci... Când vine vara, uitați, chiar avem aici spațiu. Auziți, și să punem un ring din ăsta. Știți, eu... Acum trecem pe latura cealaltă. Eu, în calitate de cetățean, știți ce am auzit acum din partea dumneavoastră? E ca și cum e un fel de Roma antică, îi aruncăm pe toți într-o arenă. Nu m-am zis că poate voi păi vedeți nu, așa, nu, că vă place. Vedem, dacă mai băgăm noi și un leu acolo, e clar ce va ieși. Nu, aia e altă poveste. E altă poveste, am înțeles. Aia Roma antică deci are o istorie. Deci eu vă propun să ne întoarcem la Călăraș, ca să putem să dezbatem. Cel mai bine. Lăsați Roma antică, Roma a scris istorie. Erau foarte bine gândite lucrurile. Sunt foarte mulți ingineri care au plecat de acolo și au creat foarte multe. Plebeii, e bine să drumuri, și noi. Chestii au da? Avut, într-adevăr. Deci romanii au construit pe unde s-au dus. Da. E adevărat că trebuia să-și ocupe plebeu, cum se spune, cu ceva, pentru că altfel se
întâmplau lucruri de genul ăsta. Vă dați seama dacă ar fi fost o pandemie ca asta, ce se întâmpla atunci. Dar în fine, extrapolăm acum. Domnule primar, deci când avem conferința de presă în care veți trage linie la un an de zile? Nu am o dată, nu am o dată, o să vă anunț ulterior, pentru că vreau să fac această conferință, să vă spun ce am făcut anul acesta, câți kilometri, câți metri pătrați de asfalt, ce am mai făcut. Cu asfalt, pe de asta mă gândeam, zic că... Păi da, pentru am mai văzut niște biciclete la Consiliul de Țean zilele deci trecute și a spus că cu buletinul poți să le iei. Pentru că anul acesta chiar am vrut să asfaltez foarte mult și acest lucru se vede. Să știți că am primit câteva sesizări, e adevărat, nu multe, vreo 4-5, referitoare la pistele de biciclete. Păi nu, că avem în program. Deja s-a terminat. Păi uitați, Titulescu, de exemplu, nu are pistă de bicicletă. Păi credeți că se găsește? Proiectul a fost defectuos, deci, clar. Deci de la dacă nu creezi de la început ceva, să te lipești cu ceva, nu merge. Eu gândesc să fac o pistă de biciclete pentru că trebuie să ai o anumită lățime. Și vreau să fac o pistă de biciclete, deja o gândesc pentru la anul, provizorie, ca să vedem cum funcționează, pe strada Plevna, care este lată. Avem zone unde strada Plemna are peste 8 metri. Cea mai recent asfaltată, vă referiți. Exact, exact, și are și o lungime, cred că peste 4300 de metri, ceva în genul ăsta, și e foarte bine leagă se de pretează. Aici. Da, și atunci putem să facem această mișcare și să vedem și cum e funcțional. Mai avem strada de București. Aici. Nu. Dar la care strada Borcea, a devenit extrem de importantă. Deci, ascultă-mă, strada Borcea a fost în planul meu de asfaltare anul acesta. Dar datorită faptului că studiind proiectul POIM, programul operațional de infrastructură mare a celor de la EcoAqua, am văzut că este o magistrală de apă acolo și ei intervin. Dacă anul acesta trebuie avem lucrările făcute acolo. Trebuie lucrări făcute. Și atunci am zis așa: de ce să investesc 6-7 miliarde vechi, da? Absolut, da. După aceea la un an de zile sau eu știu la un an jumate să o sparg. E păcat. Când estimați? Că am avut o discuție cu domnul Nuțu. Eu, din datele care le am de la ei, am înțeles că la sfârșitul noiembrie sau jumatea noiembrie se va semna POIM. Nu știu. Deci asta înseamnă că martie-aprilie Nu gestionez eu, dar așa e discuția cu directorul general și atunci cred în ce spune, să vedem se concretizează. A mai mult am avut și Bulevardul Republicii. Anul acesta, dacă vă uitați în buget, a fost bugetat. Să-l asfaltez până la poliție. Mă costa undeva la 800 și ceva de mii. Foarte puțin. Adică ne referim aici tot cu forțe proprii. Infrastructură. Stai are puțin. Infrastructură și intram, frezam și asfaltam și îndreptam tot, ridicam capace și mergi la prima mână, direct. Da. Dar tot datorită POIM-ului, că și acolo se intervine, am zis, nu mai facem, mergem așa ca să nu aruncăm banii pe fereastră. Da, absolut. Păi ați văzut și varianta. Ați construim și n-ați văzut varianta. Varianta ce a făcut? TBC. Astăzi s-a semnat recepția finală, da. Într-o săptămână s-a dat tot de unde începere să bage magistrala de gaz. I-am văzut și acum mergem așa. Cetățeanul pentru... nu cunoaște toată informația asta și e păcat, pentru că știți ce se întâmplă? Aruncă cu pietre după aia în primărie, că primăria e vinovată. Da, nu cunosc toate aspectele. Acum le spunem la cetățeni ce se întâmplă. Ba mai mult, așa cum ați văzut că am lățit varianta Nord, da, am făcut-o pe 4 benzi. E chiar generosă. Da. Acum studiem împreună tot pe un parteneriat Consiliul Județean să ne ducem și de la Saint-Gobain spre Slobozia și să încercăm să facem și acolo 3-4 benzi în funcție de proprietățile care le avem ca să putem să lățim până la Slobozia. Și atunci am rezolvat toată varianta. Un aspect extrem de important, pentru că în fosta administrație nu s-a putut rezolva din motive care țin de infrastructura CFR-ului. Trecerile la nivel de cale ferată. Că avem două, una e principală și mai am legat de această trecere, pentru că avem aici un magazin
Market, da? Care a devenit un punct nu de atracție, un punct de shopping, ca să spun așa. E un așa. Hipermarket. E un hipermarket, ceva, da, da. Și zona aceasta unde e zona, să zicem, industrială, a devenit foarte, foarte intens circulată. Știți că am mai avut eu o discuție cu dumneavoastră când era și președintele Consiliului Județean. Iarăși. Cu asfaltarea asta cu zona, pentru că aici multă lume intră în oraș pe zona aceasta. Păi, dar n-ați văzut că asta fac? Asfaltăm? La anul o să începem cu partea de locomotivă case. Da? Este extrem de important. Deja, adică... am luat în calcul pentru la anul, pentru că pe partea industrială a locomotivei, că avem, da, da? Da, zona industrială. Pe partea industrială acolo, ați văzut că e deficitar sistemul pluvial și atunci am luat în calcul deja să fac anumite devize, să știu cât mă costă să duc o canalizare pluvială să colectez apele. După ce termin cu această canalizare pluvială, o să încep să asfaltez, pentru că vreau să leg zona asta industrială mai mult pe strada Dacia, care dă în variantă deja sap acolo și avem o canalizare care trebuie să o terminăm. Și atunci am rezolvat toată problema și e bună de asfaltat și să descărcăm în variantă tot traficul ăsta slobozii... Rute ocolitoare. O problemă extrem de importantă, că de asta v-am zis, trecerile la nivel de cale ferată. Trecerile... Cum credeți că... Am înțeles că nu a fost feedback la nivelul de CFR, infrastructură. Singura chestie trebuie să fac ce a făcut și al primar, că nu inventez eu apa caldă, că mai mă uit așa la unul la altul. Dacă nu încep să-și facă curățenie, de la tăiatul ierbii până la refăcut trecerea, încep să-i amendez. Da, n-ar fi rău. Până la urma urmei ține de și vă de referiți imagine. Aici la CFR. La CFR? Foarte CFR. Bine. Infrastructura CFR. Foarte bine. Tot ce ține de... Da. Pentru că ai văzut, e dezolantă imaginea, dacă stăm să ne uităm mai, da, mai deci bine. Deci vă spun că nu am acționat că am vrut să-i amendez, dar n-am vrut pentru că... Bine, mă gândesc tot la cetățeni, pentru că în momentul în care încep un război cu ei, ei îmi vor acorda foarte greu avizele pentru strada care vă spuneam, pentru Avram Iancu. Mai am ceva lucrări pe strada locomotivei peste Păi vom merge și noi, unde? Aparțin de Constanța, dacă nu mă înșel aici. O să începem noi demersurile să îi contactăm și să vedem un punct de vedere este până foarte, la urma urmei. Este că foarte bine. Este e în folosul cetățeanului și știți de ce, că este mă interesează și suntem interesați direct. Până la urma urmei este foarte bine. Și suntem într-o zonă și prea bună ca începe, să fie așa. Și atunci dacă începe, avem treceri la nivel de cale ferată. Și e păcat, e păcat de eforturile care le faceți. În trecut administrația a mai asfaltat între linii, dar ceea ce nu este normal. Nu e normal, știu. Să intervenim noi, că după aceea ei poate să vină invocă, pe siguranța, așa, poate să vină pe siguranța lor, da, siguranța circulației, să spună că n-am făcut bine și nu este bine să intri în curte altuia să faci tu deci, șansuri, că nu păi, e ok. Da, dar unde au vrut, unde s-a dorit, s-au făcut trecerile. Că da. Eu știu situații... Eu acum, în calitate de cetățean, nu cunoșteam aspectele astea. Deci toată bucata dintre calea ferată, da? Aparține de CFR. Aparține de CFR și cădea în obligația lor să reabiliteze și să facă... Remedieze. Iau depou, fac manevre aici, sigur, au mai multe Păi chestii. Atunci să-mi fie cu iertare, dar ei niciodată n-au intervenit în... Păi știu, n-am dar văzut ei, niciodată, nici ei, măcar să-și curețe. Ei vor numai să fie beneficiari, nu vor să aibă și obligații. Că de ce am ridicat acest subiect acum în prezența domnului primar? Soluția este una singură, cu iercitivă. Ia mândăm. Asta este. Sunt ani de zile. Nu mai vorbim de o săptămână, două săptămâni, da. O lună. Plus că, bineînțeles, probabil se va impune o comunicare între dumneavoastră și dânsii și în baza rezultatelor și răspunsurilor sau probabil că le și aveți, dacă nu mă înșel, eu știu prin istoric. Da, dar nu mi-au istoric. Dat avizul. Ideea e că nu mi-au dat încă avizul. Păi deci, probabil că discutăm deci deja avizul, două mandate deci la fostul primar. Deci aștept plus... avizul pentru Avram Iancu de un an de zile, dacă nu mai bine. Păi și atunci ce facem, domnul primar? Noi, ca cetățeni. Că dumneavoastră, într-adevăr, sunteți reprezentantul nostru. Ce facem? Păi, nu, eu trebuie să fac demersurile, așteptăm să vedem ce se întâmplă, că vedeți că la momentul ăsta chiar nu mai e cu cine să stai de vorbă. Nimeni nu mai ia nicio decizie. Da, din păcate. Din păcate, nimeni nu mai ia nicio decizie și atunci așteptăm să vedem cu cine stăm de vorbă și... Cine va lua decizia finală până la urmă? Așa, ca și instituții, noi facem niște... Dar trebuie cineva și să asume. Și atunci, dacă nu există cineva la CNA, da, am la înțeles, Ministerul nu e feedback. Nu e feedback, transporturilor, nu există colaborare. Da, dacă nu e la cineva la Ministerul Transporturilor ca să-și asume, nu mai și asumă nimeni. Și atunci, ce facem? Păi atunci ce facem? Punem punct emisiunii de astăzi, ne întâlnim cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați mulțumesc acceptat. De invitație. Și ne vedem după ce veți creiona un pic
acest an de zile. Cu siguranță. Plus că noi avem un istoric, vin sărbătorile, se apropie, ați fost partenerul nostru și data trecută. Suntem și ați văzut acum. Că a fost un feedback pozitiv. Suntem și acum. Și vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, a fost lângă noi domnul primar Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș. Așa cum am spus și domnul Milescu, primarul municipiului Oltenița, va fi prezent în următoarele în următoarea emisiune, lângă noi. Emisiunea înregistrată și podcastul îl veți regăsi pe stilefmradio.ro și pagina de YouTube. Iar programul nostru continuă, ceva muzică și revenim. Eu vă mulțumesc încă o dată. Seară liniștită. Și sper să avem cât mai multe, cum să spun eu, răspunsuri pozitive și un feedback. Trebuie să construim pentru cetățeni. Da, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stil FM.